telefonul tău, da? Un fel de se dublează, îl are și iubitul tău, fetele băieții, da? La început sunteți cu telefoane diferite pentru că sunteți din timeline-uri diferite, da? Și acum se dizolvă timeline-urile și voi săriți într-o lume amândoi. Vizual să-ți fie clar, la un moment dat iubitul tău sau iubita ta își cumpără la fel un telefon ca tău. Bine, un pic mai sofisticat poate sau un pic mai avansat sau mai puțin avansat, da? Oricum, ele sunt la același nivel. Știi cum se upgradează, da? Odată cu cunoașterea deschisă și așa mai departe. Da, ieri ai observat că nu era cine credeai tu, da? Căutai telefonul ăla nou pe care îl are jumătatea ta și nu-l avea. Dar nu neapărat nu era el sau ea, pentru că e în timp. Încă n-a ajuns acolo când ați sărit și v-ați ancorat în lumea voastră. Da? De-abia acum s-a întâmplat. Acum ești atunci când tu sau el și-au cumpărat un fel de același telefon. Când ți-ai cumpărat tu telefonul, înapoi în viitor, de când îl ai pe ăsta, da? Ei, e acum pentru jumătatea, da? Și a cumpărat telefonul la fel. Da? Acolo sunteți. Și nu se poate băga codița nimeni în telefonul tău și al lui. Au încercat să facă, să dreagă, să se bage altcineva pe fir, să-l ia, să... Da? Nu. Clear-ul-i vindeci, înțelegi cum, înțelegi unde ești, spațiu. Ai răsturnat împăratul acum care s-a băgat și zâza băza a băgat să facă. L-ai răsturnat. Bun. Și ce înseamnă răsturnarea împăratului care și-a băgat nasul unde nu-i fierbe oala? Așa, da? Răsturnarea. E de fapt ridicarea la rang de împărat a iubitului tău. Fetele băieții împărat împărăteasă, vedeți cum e. Da? La rangul tău pe care îl ai. Că e în lumea asta, că nu e, că o să apară, nu o să apară. Stai liniștit, liniștită. Se întâmplă lucrurile cum trebuie să se întâmple. Ai să vezi pe parcurs. Nici nu e despre asta, ai să vezi. Dar e... Da? Te distrezi la maxim, da? Călătoria e sprâncenată. Acolo e.